Simpozion cultural Eminescu și ADN-ul Ființa Neamului Românesc, organizat de Fundația Spirituală Mihai Eminescu la primăria sectorului 2 al capitalei. La eveniment au participat renumiți eminescologi, dar și cercetători din lumea academică din țară și din străinătate, oameni de știință, preoți și reprezentanți ai societății civile. În cadrul simpozionului a fost prezentată o expoziție deosebită dedicată marelui poet. Eminescu este într-adevăr ADN-ul neamului românesc. Este bornă de identitate, este spiritul care se regăsește în fiecare român în parte. Mă numesc Angelica Stănciuloiu, sunt președinta Fundației Spirituale Mihai Eminescu și Asociației a Mihai Eminescu Luceafăru și organizez din 2005 sesiuni științifice la noi, la Academia Oamenilor de Știință. Eminescu este o valoare națională, Eminescu este întruchiparea românului adevărat care luptă pentru țara lui, care este patriot, este naționalist. Noi, primăria și Consiliul Local ai sectorului 2, sprijinim astfel de evenimente și la rândul nostru suntem apropiați, suntem aproape de ei, să-i încurajăm, să-i sprijinim cu tot ce se poate. Mă bucur mult că eu mă refer la un creștin adevărat, cum s-a spus aici în alte conferințe, cu un ADN-ul românesc clar, și care face mare cinste neamului omenesc. Mihai Eminescu este socotit drept cea mai importantă voce poetică din literatura română pentru harul și maestria cu care a reușit să transpună în cuvinte esența sufletului și a trăirilor poporului român. Anul acesta, pe 15 ianuarie, aniversăm 170 de ani de la nașterea sa.